Salutare, oameni buni! Eu sunt Ana Moga și bine v-am regăsit la prima ediție Cinemap Powered by Kiss FM, desigur doar aici pe Kiss TV, de anul acesta. Anul 2024 aduce un val de seriale noi mult așteptate pe platformele de streaming precum Netflix, HBO Max, Sky Showtime, Disney Plus și multe altele. 2024 promite o expansiune suplimentară pe teritoriul francizelor celebre, fie că vorbim de MCU, Star Wars sau Avatar anul viitor. Vedete uriașe de film precum Austin Butler și Robert De Niro se vor muta în primul lor serial premium și vom primi noi sezoane de la serii favorite precum True Detective și The Walking Dead. Fie că ești un binge watcher pasionat sau pur și simplu vrei să-ți completezi calendarul cu ultimele lansări, iată care sunt cele mai așteptate seriale din 2024. Începem astăzi cu Echo. Disney Plus și MCU au premiera celui de-al 10-lea serial de la început de an, Echo, care se concentrează pe supereroul remarcabil introdus în seria Hawkeye de la Marvel în 2021. Actrița nativă americană, Alacua Cox, o va juca din nou pe Maya Lopez, după ce i-a emoționat pe fani în debutul ei de actorie cu un rol în seria anterioară. Ea o va juca pe Echo, într-o poveste despre origini care începe în New York City. Mai departe în cinema ne întâlnim cu True Detective, Night Country. Nick Pizzolatto va renunța la rolul de showrunner din True Detective Night Country, în timp ce serialul se va muta în climele reci din Alaska. A devenit clar că serialul avea nevoie de un refresh, după ce ultimele două sezoane au scăzut în comparație cu primul sezon memorabil. Night Country a distribuit-o pe Jodie Foster în rolul detectivului Liz Danvers, care începe o investigație pentru crimă după ce a găsit cadavre închise misterios în gheață. Ne întâlnim și cu Griselda. Sofia Vergara va produce și va juca rolul principal în Griselda, un serial limitat Netflix. Miniserialul este inspirat din viața priceputei și ambițioasei femei de afaceri Griselda Blanco din Columbia, care a creat unul dintre cele mai profitabile carteluri din istorie. Mamă devotată, Blanco deținea o combinație letală de cruzime nebănuită și șarm, care a ajutat-o să penduleze cu grație între afaceri și familie și să devină cunoscută drept Nașa. Mai departe în Cinemap avem întâlnire cu Masters of the Air. Premiera va avea loc pe 26 ianuarie. Masters of the Air se mândrește cu o distribuție stelară care îi include pe Austin Butler, Barry Keoghan, Nikuti Gawa, Callum Turner și descendenții Jude Law și Ralph Law. Serialul urcă până la cer și urmărește cel de-al 100-lea grup de bombardare al forțelor aeriene ale Armatei Statelor Unite în timpul celui de-al 2-lea război mondial. Avem întâlnire în Cinemap și cu Daredevil Born Again. John Bernthal urmează să ia rolul lui Frank Castle, alias The Punisher, în viitoarea serie Marvel, Daredevil Born Again. Actorul de 46 de ani va reapărea pe micile ecrane alături de protagonistul Daredevil, interpretat de Charlie Cox, și antagonistul Kingpin, jucat de Vincent D'Onofrio. Deși încă nu a fost anunțată o dată concretă de lansare, seria Daredevil Born Again va avea premiera pe Disney Plus cândva în 2024. În cinema vorbim și despre Avatar, The Last Airbender. Va avea premiera undeva în februarie. Avatar, The Last Airbender este o interpretare live-action a serialului animat centrat pe aventurile lui Aang și prietenii săi, care luptă pentru a salva lumea învingând Fire Nation, potrivit IMDb. Seria va începe când Aang, interpretat de Gordon Cormier, este dezghețat după 100 de ani. Este creat de Albert Kim și îi are în distribuție pe Tamlyn Tomira, Daniel Day Kim și Paul Sung-Yung Lee. Va avea premiera pe Netflix pe 22 februarie, mai exact 2024. Vorbim în Cinemap și despre The Walking Dead, The Ones Who Live. The Walking Dead, The Ones Who Live de la AMC este programat pentru o lansare anticipată anul viitor, undeva pe 25 februarie. Seria, care este plasată într-o lume post-apocaliptică, reia locul unde s-a încheiat franciza originală Walking Dead. Distribuția principală îi include pe Frankie Kumones, Andrew Lincoln și Dana Aguirre. Sinopsisul oficial al viitorului serial de acțiune horror spune povestea de dragoste dintre Rick și Micone. Schimbată însă de o lume care se schimbă constant. Se vor găsi ei într-un război împotriva celor vii sau oare vor descoperi că și ei sunt The Walking Dead?
a venit momentul să povestim și despre ceva foarte, foarte interesant. Este vorba despre Mr. and Mrs. Smith, cu premiera pe 2 februarie 2024. Mr. and Mrs. Smith primește un reboot, iată, sub formă de serie, deoarece Donald Glover și Maya Erskine vor prelua rolurile principale pentru o comedie de neratat. Va fi greu de egalat cu zgomotul din jurul poveștii de dragoste a lui Brad Pitt și Angelina Jolie din 2005, care a dus la o preluare de aproape jumătate de miliard de dolari la box office. Dar noi actori extrem de talentați au toate șansele să surprindă prin alte puncte forte. În cinema vorbim și despre Three Body Problem. Showrunnerii Game of Thrones, David Benioff și D.B. Weiss lansează Three Body Problem, un serial science fiction care, iată, urmărește un astrofizician afectat de revoluția culturală chineză, ale cărui decizii ulterioare reverberează în istorie. Avem întâlnire în cinema și cu The Regime. Kate Winslet continuă colaborarea cu platforma de streaming HBO, de data aceasta în calitate de cancelar al unei națiuni care se prăbușește în serialul The Regime. Satira politică ce se preconizează că va dura 6 episoade este creația scriitorului Will Tracy, care a scris deja episoade memorabile din Succession și The Menu. După pandemie, Brexit și războaiele din Ucraina și Gaza, peisajul este pregătit pentru o satiră politică care să exploreze numeroasele probleme globale cu care ne confruntăm. Iarăși foarte important de povestit și despre Dune. Prophecy. Pe lângă faptul că lansează continuarea Dune, partea a doua în 2024, Max filmează o serie spin-off, așa cum spuneam, Dune Prophecy, care are loc cu mii de ani înainte de versiunea filmului. Filmul însă va urmări fraternitatea Bene Gesserit, descrisă în filme, cu actorii Emily Watson și Olivia Williams în distribuție. Ne întâlnim în cinema cu Star Wars Skeleton Crew, de la Disney+. Pare a fi cel mai provințător serial al francizei. Amplasat în perioada post-întoarcerea lui Jedi, serialul îl prezintă pe Jude Law mânuind o sabie luminoasă, care sugerează că este într-adevăr din Ordinul Jedi. Skeleton Crew promite o poveste de aventură asemănătoare cu francizele Disney de școală veche. Cu Jon Favreau implicat în această nouă serie, am spune că succesul este garantat. A venit momentul să povestim un pic despre ce vedem la cinema în acest weekend. Ce poate fi mai relaxant după petrecerile de anul nou, dacă nu un film bun la cinema? Dacă nu ai niciun plan, uite care sunt premierele de weekend pe marile ecrane. Din 5 ianuarie sosește în cinematografe Ferrari, filmul prin care marele cineast Michael Mann își împlinește un vis vechi. Adam Driver este ambițiosul pilot care a influențat definitiv cursele de mașini, iar Penelope Cruz și Shailene Woodley le joacă pe marile sale iubiri. Este vara anului 1957. Dincolo de spectacolul de Formula 1, fostul pilot Enzo Ferrari este în plină criză. Acum 10 ani, împreună cu soția sa Laura, a construit o fabrică de la zero, aflată, la momentul actual, în pragul falimentului. Căsnicia lor, volatilă, a fost afectată de moartea unuia dintre fii, Dino, cu un an mai devreme, și de acceptarea relației celui de-al doilea fiu, Piero, cu Lina Lardi. Între timp, pasiunea sa pentru victorie îl determină să mizeze pe o singură cursă periculoasă de 1000 de mile prin Italia. Mille miglia. You should assign me control of your stock. I have to have all the cards in my hand. Well, half the cards are in my hand. All of us are racers. It's our deadly passion. Our terrible joy. I wonder if we need to be back. How can I stay waved? Supposed to save him. You promised me he wouldn't die. The father deluded himself. Two objects cannot occupy the same point in space at the same moment in time. Wenzel. Go
Continuăm în CineMap cu ape blestemate. Nu se aleargă, nu se sare în apă, niciun salvamar la datorie. Nu se înoată după lăsarea întunericului. Bazat pe scurtmetrajul din 2014 al lui Rod Blackhurst și Bryce McGuire. Filmul spune povestea lui Ray Waller, interpretat de Wyatt Russell, un jucător de baseball care este forțat să se retragă din cauza unei boli degenerative și care se mută într-o casă nouă cu soția sa Eve, interpretată de Carrie Condon, fiica adolescentă Izzy și fiul cel mic Elliot. Sperând în secret să se întoarcă la baseballul profesionist, Ray o convinge pe Eve că piscina din curtea noii case va fi distractivă pentru copii, iar el va putea să facă terapie acolo. Dar un secret întunecat din trecutul casei va dezlănțui o forță malefică, ce va atrage familia în adâncurile unei terori de neevitat. My kids have seen things and I'm worried something is happening to my husband. Dad, I've been looking for you. There has to be some way to stop this. Marco. Elliot! Marco! 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 A venit momentul să povestim și despre un film românesc. Este vorba despre Tati Part-Time. Justin, interpretat aici de Alex Bogdan, este avocat. Însă visul lui carieristic, pentru care a făcut aproape orice compromis necesar, este pus în pericol odată cu apariția Maiei, interpretată aici de Eva Măruță, fiina lui de 8 ani, de care află intempestiv că trebuie să aibă grijă, deși nu se pricepe deloc cu copiii. Viața lui Justin este dată peste cap, însă nici Maia nu este prea încântată de noul ei tati part-time. Va face față oare Justin la acest nou tip de parenting gentil, de care nu are idee cu ce se mănâncă? Eu nu vreau să stau cu persoane străine. Uite, ai noroc că e româncă. Dar ce e neregulă cu tine? Știam eu că doar te alini și de fapt îți plac copiii. Amalia nu e genul ăla de fată. Sunt când sună ovulația. Orice pentru fata șefului. Super. Îi doare emoții. E prima zi de școală. Școala e un loc periculos. E ca o junglă plină de fiare care vor să te mănânce de viu. Ce ai? Ești în perioada aia lunii, ce ai? Ce perioada lunii? Aia cu sânge? E o perioadă cu sânge? Nu, nu! Bă, jur, eu nu înțeleg cum fac oamenii copii. Ne sug efectiv viața din noi. Domnișoară, vă rog să-mi aduceți la cunoștință dacă te vine. Să-ți dau perioada, nu plec! Sau cum copii nu se mai bat. Nu? Obiecție! Sunt avocat în caz că nu ați. Nu suntem rude de sânge. Cine e nefericită? Nu e gelul tău că nu e gonflabil. Știți ce am făcut ieri? Am manifestat. Atunci trebuie să fie adevărat. Hai copii, șt, ura. Dați tot sfatul până-i faci și după aia nu mai știți nimic. S-a luat ceva. Poți să zic că eu te-am făcut, eu te omor? Nu. No. Poți să zic că te duc la orfelinat? Nu. No. Că te dau la ție? Nu, clar nu. Putem vedea la cinema și La stejarul bătrân. The Old Oak este un loc special. Nu numai că este ultimul pub deschis, ci și singurul spațiu public în care oamenii se pot întâlni într-o comunitate minieră cândva înfloritoare, dar care trece prin vremuri grele după 30 de ani de declin. T.J. Ballantyne, interpretat de Dave Turner, proprietarul, iată, ține cu dinții de The Old Oak, iar efortul lui este pus la încercare atunci când cârciuma devine subiectul unei dispute teritoriale, odată cu sosirea refugiaților sirieni care sunt aduși în sat. O prietenie neașteptată se înfiripă atunci când T.J. întâlnește o tânără siriană cu un aparat de fotografiat. Este vorba despre Yara. Pot găsi cei doi o cale pentru ca aceste două comunități să se înțeleagă? Așa ia naștere o dramă profund emoționantă despre pierdere, frică și dificultatea de a găsi speranță. The village, the old oak. We need this. It's like a bloody refugee camp. And what's your mouth, Paul? It's not charity. This is solidarity. This is about we do something together. It takes a strength to build something new.
It takes strength to build something beautiful. Tot la cinema putem vedea Crăiasa Zăpezii și Mica Prințesă. Este o bijuterie animată, captivantă și o poveste fermecătoare despre curaj, prietenie și forța puterii interioare. Kay și Gerda trăiesc într-un oraș liniștit și confortabil, dar spiritele de gheață dau năvală și îi îngheață pe toți. Cu toate acestea, Ila, o mică vrăjitoare, apare pentru a-i ajuta pe eroi. Împreună merg în lumea magică a țării oglinzilor pentru a goni spiritele de gheață. Snow Queen and the Princess este o călătorie cinematografică încântătoare care merită vizionată de întreaga familie, oferind o evadare magică într-o lume în care curajul și prietenia înving la final. Gata pentru astăzi, dragii mei. Eu sunt Ana Moga, ne reauzim curând pentru o nouă ediție Cinemap Powered by Kiss FM, desigur doar aici, pe Kiss TV. Libertate! Nu-l poate opri nimic. Kay, trebuie să ajutăm. O luăm de la capăt. E Palatul Crăiesei Zăpezii. Cât de tare a fost! Kay, pare că ai enervat-o. Așa știe ea să salute. Sau poate nu. Trebuie să pleci din țara oglinzii. Se scurge toată magia din toian. Sunt prea mulți, hai pe ei. Crăiasa Zăpezii și Mica Prințesă, din 5 ianuarie la cinema. Pentru informații din lumea filmului, premiere, programe cinema, știri, celebrități și seriale, intrați pe www.cinemap.ro. Sunt Ana Moga. Ne întâlnim curând la o nouă ediție Cinemap Powered by Kiss FM.